Și mai este o problemă cu acești oportuniști, să zicem, care îmbracă o măsură, să zicem, ok, vreau să ajung la societatea anarhocapitalistă și reducem impozitul pe profit cu 50%, dar nu spunem că, domne, asta este o primă etapă spre țelul final. Nu. Reducem impozitul cu 50% pentru că, conform curbei, la fel, vom obține mai multe venituri la stat. Adică nici asta nu este în regulă. Da, el spune că trebuie să comunici și uite, asta Trebuie să nu mi-a comunici. fost mereu clar, știi? Eu aveam impresia că dacă tu în singurătatea ta rămâi libertarian, ești funcționar sau ești ministru, nu știu, și ești libertarian, e ok, mie mi se pare că Robert își cere și activism, adică să duci vestea cea bună, să formulezi și mesajul radical. Așa poți să spui despre avort, de exemplu, că nu îmbraci în chestii medicale, de igienă, de, să zicem, educația sexuală a adolescenților. Sau poți să îi spui, domne, comiți o agresiune, omori pe cineva. Sau nu. Sau să o îmbraci în chestii religioase. Deci, depinde cum, așa și cu mesajul libertarian, cu reducerea taxelor sau alte Dar să chestii. știi care e problema? Adică trebuie să spui, domne, Un asta mesaj este. pe radical duce la marginalizare. Depinde cât de extrem e mesajul. Dacă mesajul e hai să reducem de la 35% la 20%, hai să zicem că n-ar fi atât de radical. Dacă zici trebuie să abolim statul, deși ești adunat cu ciolacul și nu știu, și asta e propunerea ta. Trebuie să abolim taxarea. Are sens argumentul Bine, marginalizării, înseamnă du-te de aici că nu. pe de altă parte și poți să înțelegi ideea atunci când te gândești la varianta politică. Că Corupție mai mult decât cer. că nu, că așa cum ai spus și tu în trecut, vine greu de crezut unuia să-i spui că tu te angajezi la Pepsi ca să distrugi Pepsi. Atunci când vii cu ideea asta pe față, domne, angajați-mă că vreau să așa, e puțin. Pe de altă parte, uite, există un precedent foarte recent la care ar trebui să mai facem apel din când în când, și anume partidul UKIP, da? Sau partidul de, sau mă rog, sau după aceea partidul Brexit al lui Nigel Farage. Deci UK Independence Party și Brexit Party. Ok. Și au trimis oameni mulți la Uniunea Europeană, parlamentari europeni, scopul lor fiind să extragă Marea Britanie din Uniunea Europeană. Au câștigat, au ieșit. Adică, unul la mână, manevra le-a ieșit, da? Cu ajutorul neintenționat al conservatorilor, care cumva s-au situat singuri în offside la situația asta, în sensul că ei erau pe poziția Remain, dar au organizat referendumul, fără să-și dea seama că nu o să iasă în direcția lor. Da, dar spune că nici ăla nu e atât de drastic. Abolirea statului e un mesaj. Ca aia Păi zicea, nu, depinde de păi, extremism. păi nu, ideea e exact asta, că tu intri la un job, faci apel la public, domne, dați-mi jobul ăsta ca să-l desfințez. Și asta ar fi făcut și parlamentarii Brexit și UKIP când s-au dus pentru posturile, când au candidat pentru posturile de europarlamentar. Și Dar dați-mi postul ăsta ca să-l desfințez. nu e atât de radical ca abolirea statului. E abolirea UE, ieșirea din UE. Da. Ieșirea din UE nu înseamnă abolirea statului. Evident că E abolirea nu. mega statului. Evident că nu. Da. Adică noi, asta ar fi critica mea la Rothbard. Că poate fi corectă observația lor, că da, domnule, te marginalizezi dacă licitezi prea mult. Ok, Rothbard se gândește la succesul socialiștilor, că uite, au tras, au presat și au avut succes. Deci chestii care nu erau populare acum 30 de ani, au devenit populare. Și nu numai, uite, el citează pe Hayek, care spune Da, că. dar ăia n-au cerut colectivizarea mijloacelor de producție în America. Ei au cerut, nu știu, să nu mai discriminăm minoritățile, adică au fost mult mai diluate mesajele. Mesajul comunist care există în America nu e popular, adică ține de o minoritate. Adică și dacă mesajul lor era foarte radical, nu-i Ba mai băga în fost, seamă. stai puțin, că a Păi da, fost, dar a nu fost e. multe, uite, ea nu mai, stai puțin, Nu e în mainstream, asta vreau să zic. ea nu mai, păi nu e partea care nu e până atras de fereastra Overton, că ăsta e și argumentul pe care îl face Hayek, mă rog, fără să menționeze de fereastra Overton, da? Gândește așa, acum câți ani au început să vorbească despre legalizarea căsătoriei între doi homosexuali, da? Mult timp.
Și la un moment dat te-ai trezit că s-a legalizat. Nici asta nu deci, dar asta clipa, e ideea e că în clipa în care au început să vorbească, era mult în afara ferestrei Overton. Mesajul. Gândește că Obama în 2008 era anti. Păi, deci Obama exact. Care e liderul stângii mondiale. Deci nu e, exact, mă rog, exact, e slavne. Exact. Da. Da. Dar argumentul meu ar fi că nu era atât de radical. Într-adevăr, e o chestie șocantă, știi, legalizarea gay marriage, dar nu e capul era statului. Sau colectivizarea mijloacelor de producție, care mi se par mesaje foarte radicale.